Gândul zilei. Text: Grigore Rafa. Noi vom asculta de glasul Domnului. Ieremia, capitolul 42, versetul 6. Fie bine, fie rău, noi vom asculta de glasul Domnului Dumnezeului nostru, la care te trimitem, ca să fim fericiți ascultând de glasul Domnului Dumnezeului nostru. Fiți binecuvântați, frați și surori, și astăzi de acela care este Dumnezeul nostru. Este important oare ce Dumnezeu ai? Scriptura ne spune că sunt mulți așa ziși Dumnezei, creați de mintea oamenilor, și dacă ar fi doar atât, poate nu ar fi atât de periculos. Dar apostolul Pavel spune în epistola către Corinteni că în spatele oricărui idol se află un demon care energizează acel idol. Oamenii au fost creați în așa fel încât să se închine lui Dumnezeu și nu pot să aibă fericire și împlinire fără acest lucru. De aceea diavolul, cunoscând aceasta, încearcă să satisfacă această nevoie înlocuind-o cu altceva. În noi este un gol, spunea cineva, care are chipul și forma lui Dumnezeu. Și nimeni și nimic nu îl pot umple decât El. Toate căpeteniile oștirii și tot norodul scăpat de robia babiloniană au mers la prorocul Ieremia rugându-l să-i mijlocească la el pentru ei și au promis că dacă Dumnezeu le vorbește și le dă călăuzire, ei vor asculta întocmai de El. Frumoase cuvinte și mărețe promisiuni, dar din păcate, nu a fost decât atât. Apoi, răzvrătire și neascultare. Cu ajutorul Domnului doresc azi să vorbesc despre acest lucru. Mai ascultăm noi de vocea Domnului? Avem timp pentru El ca să ne vorbească? Cum recunoaștem vocea Lui? Trebuie să învățăm să ascultăm? Există oare consecințe dacă nu ascultăm? Într-o lume și într-un secol al vitezei, în care ascultăm chiar și acest mesaj fiind cu mașina în trafic, mergând la muncă sau venind de la muncă într-un trafic infernal, mai putem noi auzi vocea lui Dumnezeu care ne vorbește? Urechile cu căștile pe ele, ochii atenți la telefonul pe care îl butonează unii chiar la predică, pot să mai audă vocea lui Dumnezeu și aceasta să le înnoiască mintea și să le aprindă inima? Dumnezeu ne-a promis că ne va vorbi prin Duhul Sfânt. În Ioan 14:26, și ca să putem auzi și noi vocea Lui, avem nevoie de un timp zilnic de părtășie cu El. Avem noi acest timp absolut necesar ca să putem auzi vocea Lui? Soția mea, Adela, când scriu mesajul, ca să pot auzi vocea Duhului Sfânt, pleacă în altă cameră și ascultă muzică sau se roagă. Deși eu pot auzi vocea Lui, reușesc după 34 de ani lucrați la CFR să îmi canalizez toată atenția spre auzirea vocii Lui. De ce mulți spun că nu mai știu de când nu le-a mai vorbit Dumnezeu ultima dată? Și efectiv renunță să mai audă vocea Lui, luând hotărâri fără El. Care să fie motivul? În primul rând, ei nu au timp pentru El. Am cunoscut un frate care slujea la amvon și mi-a spus că el nu deschide Biblia decât duminică dimineață la biserică. Apostolul Pavel, după convertirea lui, s-a retras mai mulți ani în Arabia și nu știm să fi avut altă activitate decât aceea de a lăsa Duhul Sfânt să îi vorbească și să-l facă să înțeleagă Scriptura. Dacă nu îți faci timp să vorbești și să asculți ce îți spune Dumnezeu, consecințele vor fi dezastruoase. În al doilea rând, oamenii lasă ca lumea aceasta să le umple urechile, ochii, mintea și inima cu atâtea lucruri din deșertăciunea lumii acesteia, încât acestea înnăbușă vocea lui Dumnezeu. În al treilea rând, oamenii pur și simplu neglijează cuvântul lui Dumnezeu, așa cum au făcut cei care au cerut lui Ieremia să mijlocească pentru ei.
Păcatul are capacitatea aceasta de a pune un zid de despărțire între om și Dumnezeu și el efectiv surzește urechile celor cărora le vorbește Dumnezeu. Cum putem totuși să recunoaștem vocea lui Dumnezeu? Când Dumnezeu ți vorbește, el niciodată nu va contrazice ceea ce spune Scriptura. Dimpotrivă, el va susține Scriptura, care este desăvârșită. Când îți vorbește Dumnezeu, nu te vei simți confortabil. Chiar în această dupămasă am vorbit cu un verișor și soția lui, care spuneau că ar dori ca predicile pe care le aud să fie frumoase, să rămână cu ceva după ce le aud. Ce vreau să spun este că nu e rău ca o predică să fie frumoasă, dar ea trebuie să te răscolească, să te determine să iei o decizie de corectare a vieții, deoarece auditoriul nu este format din sfinți sau oameni perfecți, ci din oameni perfectibili. Și ea, predica, care ar fi de dorit să fie cuvântul Domnului, să vină în conflict cu firea pământească care se luptă întotdeauna cu voia Domnului, cu Duhul Lui. O predică, în primul rând, ar trebui să te facă să-ți pui întrebarea: oare sunt eu mântuit sau sunt expus mâniei lui Dumnezeu? Când Dumnezeu vorbește, El îți va cere să acționezi prin credință. Care este motivul? Apostolul Pavel spune că nimic bun nu locuiește în firea pământească. Ea, după 40 de ani de pocăință, nu este mai bună cu nimic ca atunci când eram în lume. De aceea, Scriptura spune că ea zilnic trebuie răstignită. Locul ei în viața unui credincios este pe cruce. De aceea, Dumnezeu, când îți vorbește, apelează la credința ta. Când Dumnezeu a cerut lui Avram, în Genesa 22, să-l aducă jertfă pe Isaac, credeți că se aștepta ca el să răspundă prin puterea și capacitățile sale naturale sau prin credință? Întotdeauna Dumnezeu ne provoacă credința și vocea Lui ne vorbește ca să creștem în ea cu fiecare zi din viața noastră a celor mântuiți. Credeți că poți mustra un duh necurat prin abilitățile tale naturale, așa cum au făcut fiii lui Sceva? Poți, dar cu același rezultat. Citiți Faptele Apostolilor, capitolul 19. Nu poți împlini voia Domnului fără credință. Nu poți fi plăcut Domnului fără credință. Iar orice așa zis succes fără credință, cu cât este mai mare și rezistă un timp mai îndelungat, nu este altceva decât un dezastru gata să explodeze și prăbușirea, spune Domnul, va fi cu atât mai mare. Dar celui care crede, aude și ascultă vocea Domnului, totul îi este cu putință. De aceea Pavel spune în Filipeni 4:13, pot totul în Hristos care mă întărește. Când îți vorbește vocea Domnului, El nu îți va cere niciodată să faci ceva rău. El nu face rău, nici nu poate fi ispitit ca să facă ceva rău. Așa ne spune apostolul Iacov. Iar uneori Dumnezeu ne vorbește în șoaptă. Ca să putem auzi, trebuie să facem liniște în sufletul nostru și să ne apropiem cât mai mult de El, ca să fii sigur că ți vorbește El. De ce este necesar să aud vocea Domnului? Pentru ca să fim protejați de decizii greșite. Câți nu ar fi experimentat amărăciunea unor decizii luate greșit în căsătorie, în afaceri sau alte aspecte ale vieții, dacă ar fi ascultat vocea Domnului? Un frate, patron la o firmă mare, a fost sunat de un frate din altă localitate și oprit să acorde credit material și moral unui frate dintr-un oraș mai îndepărtat, care vrea să-l atragă într-o afacere care era o cursă, lucru pe care, dacă l-ar fi făcut, ar fi avut o pagubă mare. Când am vrut să mă căsătoresc, Dumnezeu a vorbit și soției mele cu privire la persoana mea. Un frate slujitor ar fi vrut să mă căsătoresc cu fata lui, dar Dumnezeu mi-a vorbit prin vis și m-a oprit. Și după trecerea anilor am înțeles că ar fi fost un dezastru dacă nu aș fi ascultat de Domnul.
Dacă nu ascultăm de vocea Lui, există consecințe care ne pot face să plătim un preț teribil. Pe zi ce trece, atunci când nu mai auzim vocea Lui, ne îndepărtăm tot mai mult de El și de destinul nostru. Apar probleme tot mai grave și tot mai dureroase. Am observat că copiii repetă greșelile părinților, ba fac unele și mai mari. Soluția? Psalmul 46 cu versetul 10. Opriți-vă și să știți că Eu sunt Dumnezeu. Chiar ca și credincios, care își trăiește viața religioasă din inerție, ești în pericol să-ți pierzi răsplătirile veșnice pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru noi. Îți poți pierde chiar și mântuirea pentru că nu profiți de timpul de pocăință, pentru că fiecare avem un timp oferit de Dumnezeu ca să ne pocăim. Nu te încadrezi în acest timp de har, s-ar putea ca Dumnezeu să nu-ți mai vorbească ca și lui Saul, nici prin vise, nici prin proroci, nici prin cuvântul lui. Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului tău. Domnul să ne păzească și să ne ajute să auzim și să ascultăm de El în fiecare aspect al vieții. Fiți binecuvântați!